Salutare, eu sunt Regina și azi voi găti o rețetă foarte ușoară din 2 ingrediente și sare. Pentru aceasta avem nevoie de 500 de grame de cartofi pe care îi tăiem rundele cu o grosime de 2-3 mm. ml de lapte amestecăm cu un praf de sare. Turnăm deasupra cartofilor. Este important ca cartofii să fie acoperiți. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la temperatura de 180 de grade Celsius pentru 80 de minute. Poftă bună!